Mancia Tour a barajului semifinal de promovare în Liga a doua dintre Corvinul Hunedoara și Gloria Bistrița. O primă acțiune de atac a echipei noastre cu Marius Rupu. Pasă pentru Coman care pătrunde careu. Coman! Incredibilă ocazia lui Marius Coman în secunda 20. Ce pasă i-a oferit Marius Rupu acolo. Marius Coman a tras în blocajul portarului. O primă nesincronizare în defensiva lui Adrian Falu. Centrează Alexandru Neacșa pe prima bară de viere pe spate pentru Pârvulescu. Cu recentrare careu, iese bine acolo însă portarul celor de la Gloria Bistrița. Mingea îi revine aceluiași Georgescu care aruncă în careu acest balon. Probleme pentru Fane Lefter, dublă intervenție acestuia și încă incredibilă ocazie ratată de Gloria Bistrița. Dublă intervenția lui Ștefan Lefter la această minge, a venit apoi șutul care s-a dus peste poartă. Incredibilă intervenție, a fost șutul lui Alexandru Curtean în flancul drept pentru Flavius Iacob, centrarea lui Iacob în brațele lui Bodea. Secundă, dar să vedem această minge primită de Marius Coman de la Alexandru Curtean. Marius Coman pătrunde în care îl găsește acolo pe Nicolae Pârvulescu, luftează Pârvulescu, rămâne posesie, dar vine Bodea. Ocazie mare din nou pentru echipa noastră. În minutul 13 al acestei întâlniri, serviciu foarte bun al lui Marius Coman pentru Nicolae Pârvulescu, care n-a apucat să se poziționeze cum trebuia pentru un șut pe poartă. Cred că... posesie acum pentru Gloria. Manolache, șutul lui Manolache trece pe lângă poartă. Avem parte însă de un meci superb aici la Bistrița, cu mult peste multe partide din Liga Secundă. Nu mai vorbim însă de Liga 3. Iată însă acțiunea acum a lui Marius Lupu, care pătrunde în careu. Marius Lupu întoarce la 6 metri pentru Pârvulescu. Intervenție senzațională a lui Bodea. A doua ocazie consecutivă pentru Nicolae Pârvulescu. A fost o minge întoarsă în zona punctului cu VAR. Imensă ocazie ratată de echipa noastră, a treia în acest debut de joc. Contraatac în doar doi oameni dus de echipa noastră. Nicolae Pârvulescu îi pasează lui Marius Coman. Marius Coman, penalti pentru Corvinul Hunedoara. Penalti pentru Corvinul Hunedoara obținut de Marius Coman. Faul cât se poate declara lui Bodea. Noi vedem pe reluare penalti și posibilitatea echipei noastre de a deschide scorul aici. Alexandru Curtean, Curtean, gol! Corvinul deschide scorul la Bistrița, 1-0. Execuție imparabilă a lui Alexandru Curtean, mingea mușcată și din bara transversală și Corvinul înscrie prima aici la Bistrița. Continuă posesie, trimite acest balon de urmărire pentru Iacob. Atenție la această fază, Marius Coman intervine, incredibil, Bodea. A treia intervenție la rând a lui Flaviu Bodea. Incredibilă trecerea lui Curtean, vine acolo Marius Coman, Iacob, încă o intervenție a lui Bodea. Strângă la spațiul lăsat liber de Gugu. Nu a fost offside la Marius Coman. Marius Coman, Coman! Bară! Incredibilă ocazie ratată de echipa noastră, nu fusese offside la Marius Coman. Uluitor, 4 ocazii în interval de doar 2 minute. Pentru Marius Kindriș în zona centrală, trebuie să fie atent Kindriș. Pasează pentru Lupu, mai departe pentru Antonio Bradu. Bradu îi pasează lui Lupu. Gol! Gol! 2-0 pentru Corvinul, fază șnuri creată de echipa noastră, absolut senzațională efortul lui Antonio Bradu, care trimite pentru Marius Lupu, care face 2-0. Recuperarea lui Marius Kindriș este, nu este offside pentru că, ba da, offside în cele din urmă. Acolo este Marius Coman, scoate pentru Nicolae Pârvulescu, șutul lui Pârvulescu reținut de Bodea. Corner pentru Gloria Bistrița, cu o minge deviată cu capul de Gondiu. Marius probleme. Coman în marginea careului, reușește să-i paseze lui Marius Lupu, în careu Lupu, întoarce un adversar, încearcă să tragă cu stângul pe colțul scurt. Pârvulescu rămâne în posesie, talonat de doi jucători ai Bistriței, pătrunde în careu. Nicolae Pârvulescu scoate în fața porții, Bodea reține acolo. O minge trimisă în careu, Elton acordă cornerul, nu s-a așează Friedrich, care trimite cu stângul, o minge peste poartă, cade pe plasă această minge. S-a avut talonat de Coman, îl lasă în urmă, pe acesta șutează însă modest cu piciorul stâng pentru Savu, centrarea lui Savu, pentru Curtuiuș, lovitura sa de cap se duce alături. Noi urmărim această acțiune periculoasă pentru Gloria Bistrița, cu ea Iameogo șutând în blocajul lui Lefter. Dreaptă pentru același Savu, centrarea lui Savu, pentru Curtuiuș, aceeași schemă pentru Gloria Bistrița, care n-are deloc un joc el
la Borat. O minge în diagonală trimisă pentru Timotei Mitran, senzațională mingea lui Lupu. Timotei Mitran la prima atingere de balon, Mitran! Rus în marginea careului cu astfel de minge, nu se poate face nimic și este penalti. Manolache, execută și este 1-2. E o centrare a jucătorului cu numărul 2 pentru Iameogo, lovitura de cap a lui Iameogo. Antonio Bradu are zonă, spațiu de manevre, se trage tricot de Bogdan Vasile, pasează cu Coman! Incredibilă ocazie ratată de Marius Coman, care putea închide barajul în acest minut 90 plus 4. Se trește acest final în picioare aici la tribuna oficială. Iameogo peste poartă! Final de meci la Bistrița! Victorie pentru Corvinul Hunedoara, care...